Domnule Barbu, victorie frumoasă, victorie așa pe ultima sută de metri, să zicem, minutul 93. Da, ne așteptam la un meci foarte greu, echipa CSG-ului, echipă bună, echipă care este bine pregătită, dar și noi, la rândul nostru, ne așteptam să câștigăm. Am avut pe o primă repriză foarte bună, zic eu, din punctul meu de vedere. A doua repriză am căzut pe o greșeală a unui jucător de-al meu, care mi-a luat al doilea cartonaș galben. Și de aici s-a făcut 2-2 și cu puțină șansă am câștigat în ultimul moment de joc. Practic au întors meciul la un moment dat, era egalitate. Da, da, au întors meciul și chiar au avut și șansa de a câștiga jocul. Deci jocul luase o întorsătură total opusă, noi căzusem și fizic, intrasem un pic în criză de idei și a făcut totul la 2-2 de fapt. Mai un pic și... Multe penaltiuri. Unul apărat, iată de portarul dumneavoastră. Da, penalturi eu zic că au fost, deci fără niciun dubiu, toate care s-au dat au fost. A fost inspirația lui, am avut și o discuție cu el înainte de a bate penaltiul, pentru că știam că acolo bate, cunoșteam pe copil și putea să le apere și pe al doilea dacă asculta, pentru că la fel știam unde bate, dar da, e copil, până la urmă sunt mulțumit de el. CSG-ul săptămâna trecută v-a urcat pe prima poziție cu largul concurs al dumneavoastră, cu victoria dumneavoastră. E încheiat campionatul acum? După nu, victorie. Nu, într-adevăr, cu victoria noastră la Energeticianu și ei au bătut pe Panduri, eu am urcat pe locul întâi. Acum lupta se dădea în trei echipe, după cum poate știți, se califică două, iar locul 2 se califică primele 6 cu cel mai bun punctaj. Normal că noi tragem să fim pe primul loc pentru că ne calificăm direct și automat vroiam să câștigăm astăzi. De aceea a fost și dârzenia care a fost la jocul de azi, pentru că ați văzut dumneavoastră, contacte serioase, de echipă de joc de senior. Cartonașe. Da, 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 exact, cartonașe, 7 cartonașe galbene, am luat și 2 roșii. Și ei 3. Și ei 3, exact. Dar acum noi ne-am dus la 4 puncte de ei, mai avem un singur meci, zic eu, greu, la acasă cu Pandurii, dar din ce am înțeles, Pandurii n-ar mai avea echipa care era în tur, pentru că au mai luat la echipa mare, deci am înțeles că nu prea mai e la același nivel. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Alex, ați pierdut, dar ați dat o replică foarte bună astăzi aici. Cum ți s-a părut meciul? Am avut o primă repriză în care am intrat mai greu în joc. Am luat 2 goluri. Unul dintre care unul din penalti acordat foarte ușor din punctul meu de vedere. Dar a doua repriză am dat o replică foarte bună, cred că am fost mult peste echipa gazdă și meritam cel puțin egal, dacă nu o victorie. Supărat pe arbitraj mai mult. Și gazdele și voi ați acuzat anumite decizii. Am acuzat anumite decizii, nu mi se pare normal, ar trebui să fie puțin mai atenți, nu zic că o fac cu intenție, dar având în vedere că a fost un meci de locul 1 cu locul 2, puteau să fie mai atenți în anumite momente ale jocului, care, din punctul meu de vedere, au fost și decisive. Este campionatul jucat, nu? Nu este campionatul jucat niciodată. Noi o să ne pregătim la fel. Jucăm meci de meci la victorie și la final vom trage linie să vedem ce am reușit.